La o zi de când magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul Buiucane au decis că Banca Națională rămâne responsabilă civil de acțiunile fostului guvernator și a celor doi adjuncți cu statut de învinuiți în dosarul frauda bancară, conducerea BNM încă nu a venit cu o reacție oficială. În schimb, a vorbit secretarul Comisiei Juridice din Parlament, Igor Chiriac, care susține că BNM va contesta decizia la Curtea de Apel. Reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei încă nu au venit cu o reacție oficială la decizia magistraților din Chișinău, potrivit cărora BNM rămâne responsabilă civil de acțiunile fostului guvernator, Dorin Drăguțanu, și a doi viceguvernatori, cu statut de învinuiți în dosarul frauda bancară. În schimb, secretarul Comisiei Juridice Numiri și Imunități, Igor Chiriac, a declarat pentru TVR Moldova că Banca Națională va contesta decizia magistraților. Această hotărâre nu este una definitivă, ea trebuie să urmeze calea celorlalte instanțe ca să verifice legalitatea hotărârii judecătorii de instanța de fond de primul nivel. Dar nu cred că cetățenii noi trebuie să achităm pentru cei ce au furat tot acești hoți de miliarde. Procedura este că partea care nu este de acord cu hotărârea primă instanță, și în cazul de față vedem că Banca Națională nu este de acord cu această hotărâre, urmează să o conteste la instanța superioară, în Curtea de Apel. Iar deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Grigore Novac, cere ca foștii guvernatori ai Băncii Naționale să fie acționați în judecată și obligați să întoarcă ei suma prejudiciilor celor care au avut de suferit în urma furtului miliardului. Nu ar trebui însă și instituția să suporte aceste cheltuieli, să le suporte cei care au luat decizii. Statul este obligat să acționeze în regres, adică să atace în instanță pe cei care au luat decizii urmarea cărora au fost prejudiciat statul, banca și așa mai departe, ca din veniturile lor, pe viitor, din salariu legal să fie returnat la bugetul statului. Amintim că ieri magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buicani, au decis că BNM rămâne responsabilă civil de acțiunile a trei învinuiți în dosarul furtului miliardului. Este vorba despre fostul guvernator Dorin Drăguțanu și foștii viceguvernatori Ion Sturzu și Ema Tăbârța. La modul practic, asta înseamnă că dacă cei trei vor fi găsiți vinovați de complicitate la escrocherie și spălare de bani, Banca Națională va fi obligată să restituie prejudiciul cauzat de aceștia tuturor părților vătămate, o sumă de aproximativ 2 miliarde de lei.